Pentru mine, perioada comunistă a fost o înjosire, o formă a denigrării personale. Mi-aduc aminte când mergeam la cules de porumb cu facultatea, nu interesau cum erau încazați. Mi-aduc aminte că eram cazați în grajduri, cu păduchi, cu șobolani. Era îngrozitor, sănătatea noastră nu conta. Țin minte și acum când am mers într-o vară să culegem cartofi și ne-au pus să culegem pe ploaie, eram murdari. Nici acum nu cumpăr cartofi din supermarket dacă sunt murdari, decât din aceia congelați. Și nu prea îmi place să-mi aduc aminte de acea perioadă, este foarte urât. În anii 80 eram asistent universitar la Facultatea de Istorie. Bineînțeles, vara trebuia să mergem câteva săptămâni în practica agricolă. Da, pentru mine asta era ca o vacanță bine meritată, după un an de zile de studiu, de bibliotecă, de examene, în sfârșit mă relaxam și eu. Nici studenții mei nu o vedeau ca pe o corvoadă. Era un lucru pozitiv, ne relaxam. Bineînțeles, când era de muncă, munceam. Dar aveam și activități de recreere. Tenis, șah, știu și eu, altceva. Ne recream oricum. Era ok. Studenții mai veneau și din alte motive. Mai prindeau și ei, aveau posibilitatea să mai prindă câteva zile de vacanță la Costinești. Uneori și câteva, o săptămână sau două la Herculane în vacanța de iarnă. Totul era ok. Munca patriotică a fost ceva rău, nu rău, foarte rău. A fost un model perfect de îndobitocire a omului, creat de comuniști printre multe altele. A fost ceva care pentru noi cred că nu a reprezentat absolut nimic bun. Noi ne făceam că muncim, ei nici măcar nu se făceau că ne plătesc. Pur și simplu era o pierdere masivă de timp, pentru că cei care mergeau la această muncă patriotică nu făceau nimic. Nu făceau decât să încerce să piardă cât mai repede, să treacă cât mai repede acel timp, să iasă de acolo cât mai urgent. Nu se producea o muncă, nu era ceva care să fie productiv, nu era ceva care să ajute pe nimeni. Era pur și simplu un model de a ne ține pe noi toți sub un papuc, sub o stăpânire și nu cred că a rezultat absolut nimic bun din acest lucru. Din punctul meu de vedere, munca patriotică a fost un lucru foarte bun. Pe timpul activităților la care mergeam, practica agricolă, practica industrială, munci de autogospodărire, ne-am dat seama că avem o conștiință și chiar ne iubeam țara. Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție specială, ați dedus și din intro-ul nostru, ați intuit, presupun, și subiectul pe care vi-l propunem în această seară, vorbind despre munca patriotică, despre un ideal falsificat, radiografia unui ideal falsificat. Acesta este titlul unui volum extrem de interesant, consistent, plin de informații extrem de interesante. Autorul acestuia, istoricul, antropologul Valeriu Antonovici, se află alături de mine. Bună seara și bine ați revenit la UIL TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Avem așadar în față, la propriu, un volum extrem de interesant pe care l-ați publicat recent. Nu știu dacă lansarea a avut deja loc. Eu mă bucur să fie într-un fel o premieră astăzi aici. Astăzi e premieră aici, lansarea. Mă bucur mult, am mai avut o premieră împreună. Este vorba de proiecția în premieră a filmului Deportați în Bărăgan. La fel, un document extrem de important pentru istoriografia românească. Acum veniți în fața publicului și a istoricilor deopotrivă cu acest volum dedicat muncii patriotice. Cum s-a născut ideea unui asemenea volum? Și apoi vom vorbi și despre cum am privit fiecare experiențele pe care le-am avut, căci diferă de la o generație la alta și de la individ la individ cu siguranță. Deci cum s-a născut ideea acestui volum, acestui studiu, căci e vorba de un studiu extrem de complex, dedicat muncii patriotice? E vorba despre un studiu care a durat timp de 3 ani, pe parcursul celor 3 ani de doctorat. E vorba despre teza mea de doctorat, care am terminat-o cu 2 ani în urmă. Din păcate, cartea s-a născut un pic mai greu. Ideea a fost simplă. Studiam de obicei ce înseamnă tranziție, ce înseamnă viața în comunism și ce înseamnă, de fapt, acea experiență pentru fiecare cetățean. Ori din vorbă în vorbă, din interviu în interviu, din carte în carte, mi-am dat seama că există o experiență comună care a contribuit la crearea identității naționale. Ori de câte ori vorbeai cu cineva, în majoritatea cazurilor ajungeai la o astfel de experiență. Fie că îți vorbeau de munca patriotică,
fie că-ți vorbeau de manifestațiile din 1 mai, fie că-ți vorbeau de cât de frumos a fost în comunism. Încercați să faceți un experiment. Ieșiți în stradă și întrebați, a fost bine în comunism sau rău? E un experiment pe care l-ați făcut. Eu l-am făcut, încercați-o dumneavoastră. Și o să vedeți în mod sigur. Și cei care fac sondaje și de fiecare dată avem surpriza să constatăm că sunt foarte mulți nostalgici. Nostalgie e un termen peorativ în presă, dar de fapt e un instrument al memoriei. Așa funcționează memoria, așa funcționează identitatea fiecăruia dintre noi și așa suntem noi construiți sau suntem învățați să construim acea raportare la identitate, la idealuri. Ce o să aflați? În comunism a fost bine, de ce? Pentru că s-a construit, nu? Era curat, era frumos, aveam, mai spuneți dumneavoastră, era, nu pot să zic, era cald, era cald vara, era frig iarnă. Existau locuințe, existau un siguranță. Salariu sigur, da. Ori, din păcate, acea siguranță, ar fi bine să ne gândim ce înseamnă. Era siguranța zilei de mâine, siguranța zilei de azi, siguranța că mâine nu vei avea un loc de muncă. Ori astăzi nu mai există acea siguranță. Era, de fapt, o închisoare în care era totul sigur. Te trezeai, cineva îți dădea de papa, îți dădea cazare, casă, cum era, și îți dădea un loc de muncă. Nu trebuia singur să-ți cauți. Sigur, pentru toate astea exista un preț. Pentru toate există un preț. În viața asta. Întorcându-ne la această lucrare, așa s-a născut ideea. Spuneați că ați lucrat 3 ani, ați muncit să adunați informația și apoi să o procesați. Care au fost izvoarele pe care le-ați folosit? Căci pentru istoric izvoarele sunt esențiale. Ce instrumente ați avut la îndemână? Vorbind de muncă patriotică, și o să vă rog, poate ne-o și definiți, pentru că e un termen extrem de larg, aș putea spune. Unii dintre noi, generația mea, ne gândim mai degrabă la acele practici agricole în care mai mult sau mai puțin voluntar ajungeam. Alte generații de dinaintea noastră au în vedere cu totul altceva. De pildă, se gândesc la cei care erau duși la canal, alții au muncit la șantierul de la Casa Poporului și așa mai departe. Au fost brigadieri, au fost pionieri, au fost militari în termen obligați să muncească. Sunt o mulțime de înțelesuri, de semnificații pe care le putem da muncii patriotice. În primul rând ar trebui să zic că munca patriotică era de fapt o muncă forțată, o muncă neplătită, o muncă prestată pe gratis. Statul te lua și făcea acea muncă patriotică. Să începem cu începutul și apoi revin la metodele de cercetare. Munca patriotică a apărut în Uniunea Sovietică în anii 20. Nu am inventat-o noi. Deci a fost la fel un copy-paste cum a fost cu deportările din Bărăgan, că tot ați amintit despre acel film. În anii 20 se făceau cele subotnice. Subotnice vine de la subota, adică sâmbătă. Sâmbătă, muncitorii de la o cale ferată din Kazan, Moscova, ieșeau la muncă 6 ore. Ce zicea Lenin? Am citit câteva texte de Lenin chiar în limba lui și erau foarte interesante, foarte savuroase. De fapt, românii le-au tradus în anii 50-60 pentru a inspira acei brigadieri. Imediat explic care era treaba și cu brigadierii. Ieșeau 6 ore de muncă la calea ferată pentru a o reconstrui. Rusia se afla după război, era o sărăcie mare, penurie, și astfel puterea politică a încercat să le dea, nu știu, o valoare, să se auto-legitimeze, în primul rând, puterea politică și, în al doilea rând, acei muncitori trebuiau legitimați, că ei muncesc pentru patrie, pentru popor, ei vor reconstrui calea ferată. La noi, în prima fază, s-au preluat și ele ca subotnice. Mai apoi, imediat după venirea comuniștilor la putere, toată lumea, evident, eram după război, era o țară săracă, trebuia să plătească câteva datorii de război, trebuia să reconstruiască clădiri, școli, cămini culturale, instituții publice, drumuri, poduri. S-a mers pe aceeași formulă. Muncim pentru patrie, pentru a aduce acel aport fiecare dintre noi, să aducă un aport societății. În primul rând, erau scoși la muncă cei care nu aveau cazierul curat. Se chemau brigadieri. Erau niște brigăzi de muncă. Sunt câteva căi ferate care s-au făcut astfel, sau aeroportul Otopeni, sau metroul din București. Chiar și la Casa Poporului mai târziu, dar acolo a lucrat mai mult armata. Munceai un an, doi, trei pe acele șantiere și cazierul ți era curat. Deci erai te un om nou. Te reabilitai în fața societății. Deci munca acesta te reabilita, pentru că în tot comunismul, și o să găsiți în carte un capitol destul de mare pe această chestiune, munca era pionul principal.
De aici începea ideologia, de aici se termina, ca să zic, sensul vieții tale proprii. Cum zicea Marx, Engels, Lenin, munca l-a creat pe om. Deci, muncind, te transformai din maimuț în om. Deci mâna a fost cea care, și munca, care a contribuit la transformare. Așa se transformau și acești brigadieri. În prima perioadă lucrau toți, de la mic la mare, de la grădiniță la pensionar. Pentru că, în mod normal, trebuia să-ți faci, era și logic, era și normal, trebuia să-ți faci propria școală, propriul pod, propriul drum. De fapt, astfel de munci au existat și în perioada în care erau legionari la putere. Arhanghelul Mihail, oamenii care umplau... Se organizau tabere de legionari care... Tabere de legionari care ajutau, mergeau prin sat, reconstruiau garduri bătrânilor, făceau niște fântâni, săpau beciuri și alte... Așadar, nici măcar comuniștii n-au inventat modelul. El există și folosit de fiecare dată când... Și altul vroiau să facă omul nou. Deci le dea niște repere foarte clare... Datorită acelor repere, oamenii trebuiau să raporteze într-un fel sau altul la puterea politică, adică să-i legitimeze. Pentru că tu ziceai, au ieșit, o să vedeți în multe articole din presă, zeci de mii de ore de muncă, sute de mii de oameni în stradă. Era o legitimitate până la urmă și când vedeai că toți gândesc într-un fel, era bine. Mai târziu, un pic mai târziu, munca patriotică, de fapt, a zis că ați făcut acea muncă agricolă, practică agricolă. Și cei pe care am intervievat, toți își amintesc de acea perioadă, dar e o confuzie. Nu se știe clar ce înseamnă muncă patriotică, ce înseamnă muncă voluntară, muncă prestată în folosul comunității, cum s-a chemat în prima perioadă. În carte am găsit, în primul rând, am studiat cadrul legal, de la Constituție până la celelalte legi. Și o să vedeți că, de exemplu, e o coincidență. Cu o zi înainte de a se da legea cetățenii, a mai fost o lege care zicea exact despre acea muncă. Vedeți în spate exact acel cartonaș, acea muncă prin care cetățenii erau obligați să plătească. Vedeți, 400 de lei, 700 de lei cei care nu aveau copii și 800 de lei cei care nu munceau. Ori mergeai cu roaba și munceai. Era o taxă. Dacă veneai cu o roabă, munceai doar 7 ore, de exemplu. Dacă veneai cu un cal, doar 2 ore. Presupunea că depui un efort mai fiecare mare. Fiecare trebuia să contribuie la acest fiecare efort colectiv de construire a societății socialiste. Mai târziu, dacă, cred că ați avut experiența asta, că ați trăit-o. Și cei de la grădiniță prestau astfel de munci? Ce făceau? Mergeau de culegeau plante medicinale, păpădii, flori de tei, nu știu, coada șorecelului. Sau erau făceau curat în parcul din fața școlii, din fața grădiniței. Așa cum puteau dânsi și nu ai făcut la școală astfel de munci. Pe urmă erau copii, elevii mai mari, care chiar mergeau toamna 3-4 săptămâni în acea practică agricolă. Dar confuzia a fost făcută intenționat. Nimeni nu mai știa. E vorba de practică agricolă, e vorba de muncă patriotică. Pentru că deja în anii 65-70, național-comunismul, introdus zice Ceaușescu, a dorit să facă acea confuzie între cei doi termeni. Îi convenea. Pentru că munceai pentru patrie, îți construiai singur patria. Mai târziu, armata, ca să o luăm pe generație, armata era cea care făcea munci patriotice. Deci ea ne apăra acum, strângând sfecla de pe câmp, roșiile, alegând cartofi în nu mai știu ce depozite foarte mari sau sortând alte legume și fructe. Până și pensionarii la fel erau. Iar muncitorii, clar, erau scoși. O să vedeți, am câteva citate, câteva articole, cum erau scoși la munci iarna, de exemplu, la dezepezit. Li se spunea clar, mâine de la ora 8 trebuie să dezepeziți. Și atunci, un articol de presă spunea clar, păi dacă nu vom dezepezi noi drumurile spre uzine, drumurile de la fabrica de pâine până la magazin, ce vom mânca? Deci noi, cu spiritul nostru, am ieșit singuri, nu ne-a impus nimeni. Și acum în interviu la fel am găsit astfel de pasaje. Și m-ați întrebat de metodologie. După cum v-ați dat seama, analiza cadrului legislativ, tot ce înseamnă legi, cum s-au introdus, de ce s-au introdus, cum erau interpretate. O analiză de presă, mi-am ales 5 cotidiane mari a acelei vremi. Mi-am ales mai cu seamă ultimii 20 de ani, pentru că altfel ar fi fost o perioadă de timp foarte mare. Și așa e, materialul e extrem de bogat extrem și ați avut mult de lucru. Deci, am zis așa, analiza legilor, a presei, interviuri, am făcut mai bine de 80 de interviuri, unele dintre ele au durat jumătate de ore, altele au durat și 3-4 ore sau m-am întors la cei subiecti pentru a mai întreba, pentru a mai clarifica niște chestiuni, mai cu seamă că am avut și persoane care au avut funcții cheie în statul comunist. Așadar, cei cu care a stat de vorbă au fost, i-am putea grupa în cel puțin două categorii. Pe de o parte, personaje
care au fost implicate în astfel de munci, de la studenți, fie că erau studenți, fie că erau la grădiniți, fie că aveau acea memorie. Și apoi factori de răspundere, da? Cum erau numiți. Exact, să vedem cum s-a întâmplat în fapt sau cum au perceput-o ei. Perspectivele sunt cu siguranță diferite și de la cei care erau factori de răspundere și coordonau aceste activități până la cei care doar munceau în folosul colectivității și apoi de la individ la individ, după cum ne-am convins și din materialul pe care ni l-ați oferit la începutul emisiunii, cel în care fiecare a văzut în felul lui lucrurile. Și eu am văzut în felul meu și am scris în felul meu, cu toate că am citat de multe ori, o să vedeți pasaje de interviuri, pasaje de articole de presă, pentru a vă introduce în acea atmosferă și cititorul la rândul său va citi din perspectiva lui. Ceea ce eu zic că e foarte bine. Asta înseamnă, de fapt, memoria de zi cu zi. Everyday life in comunism, cum am zice. Chiar dacă am studiat ultimii 20 de ani în comunism, cartea și materialul în sine reflectă și ce s-a întâmplat în următorii 20 de ani. Adică plus minus 20, înainte și după. Pentru că dacă am fi intervievat aceste persoane în 89, în 90, în 95, în mod sigur, același personaj îmi răspundea altceva. Ar fi avut alte răspunsuri. Extrem de interesant ce ne spuneți. S-a mai gândit. Și vreau să vă zic că, nu știu dacă ați văzut ultimele sondaje făcute de mari case de sondare, în care spuneau că 3-5% din cetățenii României ar fi dispuși, deci ar fi dispuși să facă muncă voluntară. Nu fac. În prima parte când făceam interviuri, mergeam la oameni și interviuam. Știți ce era munca patriotică? Ați făcut? Ați fi de acord să discutăm despre? Da. După care m-am prins eu că ei confundau munca patriotică cu munca voluntară. Și atunci, la cealaltă jumătate dintre intervievați, întrebam: știți, faceți voluntariat? Ce credeți când răspundeau mulți? Lasă-mă, tataie, că am făcut voluntariat toată viața, am făcut muncă patriotică, mi-e de ajuns. Deci una din concluzii acestei cărți e că omul nou încă trăiește, că omul care a trăit în acea societate s-a însușit ceea ce a vrut regimul comunist, adică tot ceea ce a făcut el îi părea normal. Pentru că la un moment dat, dacă fac toți din jurul meu același lucru, aceeași muncă, de ce aș fi eu anormal? N-aș merge și eu la săpat cartofi sau la cărat saci cum care o tinerii din imagini. Ori această interiorizare a factorului politic, până la urmă a fost o decizie politică. Și o să vedeți că e un binariu foarte interesant între politic, economic. La un moment dat o să vedeți pe ecran apare un grafic așa care se duce direct în jos. Ce înseamnă aia? Că la un moment dat, prin anii 70, și-au dat seama că nu mai trebuie statul să construiască acele poduri de înțat sau căminul cultural sau orice alt școli. Și au zis, muncitorii vor face aceste munci. De 17 ori au scăzut acele alocații de la guvern, de la centru, către primării. Deci a însemnat din start o reducere de fonduri pentru acele comunități. Primăriile era și o fiind obligate economică să găsească soluții pe cont propriu de a rezolva aceste situații și apelau atunci la munca mai mult sau mai puțin voluntară. Voluntară, da? Așa numita munca voluntară. Scria și în Constituție că trebuia să faci orice pentru patrie. Înțeleg deci că persistă, propaganda a funcționat foarte bine, astfel încât acum persistă confuzia între voluntariat și acea muncă patriotică, muncă neretribuită și de cele mai multe ori forțată la care erau obligați oamenii muncii. Să ne întoarcem un pic în istoria, am să vă rog, și vorbiți-ne despre acei brigadieri pe care i-ați menționat la un moment dat, care au construit căi ferate. Bubeș prin Venzeni, de exemplu. Am citit câteva cărți scrise de acei brigadieri, destul de interesantă. Vedeți ce grafic despre care vorbeam. E foarte interesant. Și acei brigadieri, la fel, au contribuit la economia țării. De exemplu, astăzi mergem pe acele drumuri, pe acele șosele, nu știm prin ce chinuri au trecut, cât de greu le-a fost sau cât s-au murit pe zi în acele șantiere. Condițiile erau mizerabile, dar dacă vă amintiți din filmele cu Ștefan Bănică Junior, declarații de dragoste și alte liceeni, în care la un moment dat personajul principal fuge într-o astfel de tabără, nu știu dacă vă amintiți imaginea. În declarație de dragoste se întâmplă, da. În declarație de dragoste, exact. Fuge în într-o astfel de tabără. Tânărul absolvent de liceu nu se înscrie la facultate și preferă să se ducă să muncească. De ce credeți că prefera să meargă acolo? Să arate că e bărbat, că e patriot, că își iubește patria, poate contribui cumva la creșterea societății, propășirea neamului sau cum se mai chema pe atunci. Acesta era mesajul pe care îl inducea propaganda, da? Îl inducea propaganda și mulți îl credeau, pentru că era credibil dacă mulți făceau acest lucru. Condițiile de muncă erau mizere,
mulți mi-au povestit că era foarte greu, eu fiind foarte tânăr, vă dați seama, n-am trăit astfel de experiență. Dar, ați avut însă ocazia să aflați de la martori oculari, de la cei dar care poveștile sunt triste. Ce să vă zic, mâncarea foarte proastă, cazați câte 20-30 într-un vagon sau câte 100-200 într-un grajd dezafectat, de obicei cam acolo se cazau. Muncă foarte multe ore pe zi. Chiar studenți care plecau, la fel, aveau munci foarte grele, deși în unele articole scriau, da, am fost la o mină, dar noi ca studenți lucram doar 4 ore. Cine vroia să muncească, într-adevăr, câștiga foarte mulți bani. Și acea persoană care muncea, câștiga bani. Ori, aici deja iarăși intervenea propaganda și confuzia. Cei care ajungeau să facă parte din aceste brigăzi proveneau din anumite categorii. Mi-a spus că inițial erau cei care n-aveau cazierul tocmai în regulă, care aveau anumite probleme la dosar și exact, care încercau să se reabiliteze astfel în fața societății. Proveneau ulterior, din familie burgheze sau din familii cu probleme, care au fost arestate, care au fost trimise la canal. Și atunci ei singuri, din propria inițiativă, li s-a dat la un moment dat această ocazie și au spus, cei care vă știți că nu sunteți curați, mergeți la aceste munci. După ca să vă transformați, să evoluați și ani, să ajungeți... Pentru că muncitorul era personajul chei în comunism. Și atunci, dacă erai muncitor, demonstrai că ai fost un om bun, ai muncit, ai lucrat pentru patrie, îți pasă, atunci veneai în rândul muncitorilor. Nu știu dacă chiar și în rândul membrilor de partid. Era mai greu să intri în UTC membri de partid. Dar aveau ocazia avea, să-și schimbe statutul în societate. Statutul, da? Puteai să mergi la o facultate după anii 65 la o facultate la Seral sau întâi liceu la Seral și apoi la o facultate. Deci îți deschidea câteva uși. La fel cum zicea și Lenin cu maimuța care s-a transformat om prin muncă. Deci și această muncă îl transforma prin om. De exemplu, am mai făcut câteva interviuri cu unei studenți care au fost luați, erau studenți la simultan, la drept și la medicină și îmi povestea că după ce l-au preluat, l-au trimis la astfel de munci, că comunismul l-a transformat din medic sau avocat în inginer. Deci o transformare bună. A funcționat. Practic și-a schimbat destinul, a ales o altă carieră în urma acestei experiențe. Ați pomenit faptul că armata la un moment dat a fost intens folosită de regimul comunist pentru a aduna recoltele de pe grâu, dar și pentru a construi obiective strategice. Știm că armata a fost și la canalul Dunăre-Marea Neagră, a lucrat de asemenea la șantierul de la Casa Poporului, acolo unde de altfel venea forță de muncă din toată țara. Ce ne puteți spune despre acest subiect și despre acele trupe speciale ale armatei sau detașamente speciale, așa numitul Diribau, cei care aveau de asemenea un statut special în cadrul forțelor de apărare? Înainte de a vorbi de armată, o să vă zic că și în articolele de presă ale vremii, de multe ori apăreau sintagme pe cum? Pe frontul muncii patriotice. Deci erau deja introduse acele... Sau lupta cu zăpada. Războiul cu, nu știu, spuneți, cu legumele, cu fructele, cu recolta. Vine iarna, noi trebuie să strângem. Suntem în prima linie a frontului. Studenții sunt în prima linie a frontului. Da, într-adevăr, și militarii, acel Diribau, erau și ei concentrați pe acele lagăre, pe acele, chiar pot să le zic lagăre, că brigăzi nu prea erau mai degrabă, pentru că era o muncă forțată până la urmă, ori armata avea cu totul, trebuia să aibă în mod normal, cu totul altă scop, altă menire, nici de cum să facă astfel de munci. La fel ca și studenții și cei din armată recunosc că prin acele munci puteau să ajungă un pic mai sus decât erau. Adică dacă refuzai să faci o astfel de muncă, nu știi ce se întâmpla. Poate nu se întâmpla nimic. Însă cei mai mulți n-aveau curajul să spună nu și să descopere ulterior ce se întâmplă sau nu se întâmplă. Ori dacă făceai astfel de muncă, cineva din armată îmi povestea că mergeau, de exemplu, la strâns baloți de paie sau la cei 3R. Adică trebuiau să aducă sticle unii la unitate. Unii poate au uitat ce însemna recuperare, refolosire, recondiționare, refolosire sau... Exact. Și acum Uniunea Europeană iarăși folosește cei 3R, dar noi am avut în trecut. Și îmi povestea cum a fugit din unitate, a mituit Santinela, de a fugit și s-a întors înapoi cu 5 lăzi de astfel de sticlă, pentru că trebuiau să scrie acolo la final că a contribuit și dânsul la ceva. În acest caz vroia să se înscrie în UTC și era foarte greu, dacă nu contribuia. Să ne amintim că elevii aveau de asemenea normă de maculatură, de sticle și borcane, de fier vechi care trebuiau... De mătase de porumb,
Eu, de exemplu, am mai prins, duceam la fermă tase de porumb, toamna la școală sau alte plante de genul ăsta. Sau am muncit. Dar ce am prins eu, născut fiind în Republica Moldova, era, nu se chema muncă patriotic, ci mai degrabă ieșeam 4-5 săptămâni pe an la munci agricole. Pentru că fostul colhoz nu mai avea suficienți muncitori și atunci mergeam noi, culegeam mere, adunam cartofi sau alte legume, fructe, iarna. Iar de la primărie, de la acel colhoz, venea la școală o parte din acea recoltă pentru copiii de clasa 1-a, 4-a și mâncau tot anul acel cont. Deci era un fel de câștig. Ori în comunism nu prea se întâmpla acest lucru. Mergeai pentru că erai obligat. Chiar dacă erai la liceu de muzică, chiar dacă erai student în anul 4 la drept, era destul de greu. Și alaltă ieri, cineva care a citit carte, am zis, Valeriu, eu eram studentă la filologie, eram olimpică și mă luau la astfel de munci, la cules de struguri sau la sortat cartofi. Veneam acasă și plângeam, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Ori asta se întâmpla. Da, pentru unii era o înjosire, pentru alții, ca să o luăm și partea frumoasă, că am scris în carte și acest lucru, era o socializare foarte bună. De exemplu, am întâlnit foarte mulți subiecți care mi-au zis, domnule, era bine, mergeam 4 ore, dădeam cu mătura în parc sau plantam copaci și după mergeam cu colectivul la un mic, la o bere. Da, era o ocazie de a ieși și cineva de a te întâlni cu prietenii și cu colegii. Am mers în parc, de exemplu, și am intervievat într-o primă fază persoane care erau acolo cu nepoții și îmi ziceau, uitați-vă, eu stau acum în parc și îmi amintesc cu plăcere în 72 când am făcut acest parc. Era o groapă de gunoi aici. Uitați-vă ce frumos am făcut. Și acum muncitorii ăștia nu ridică gunoi de jos. Deci se raportau totuși acele locuri. Am vorbit de parcuri, am vorbit de metrou, aeroport, acele străzi, autostrăzi, chiar și Transfăgărășanu, nu? Sunt niște repere memoriale în conștiința cetățenilor. Deci scopul a fost atins. Ei când se gândesc la comunii, se gândesc la ce au construit. Acele grâne mari, lanuri de grâu, lanuri. Deci propaganda a funcționat și ei își asumă cu mândrie aceste obiective la care au pus și ei umărul, cum spunea societatea. Omul nou trăiește, bântuie societatea. Vreau să vă întreb dacă a sesizat vreo relație mai mult sau mai puțin directă între faptul că, de pildă, în deceniul, în anii 80, România se confrunta cu mari dificultăți financiare, erau acele datorii pe care Ceaușescu insista să le restituie creditorilor internaționali și ceea ce chiar ne-ați arătat mai devreme, faptul că au scăzut alocațiile bugetare pentru consilii locale și s-a pus accentul încă și mai mult pe munca patriotică. Există vreo relație între problemele pe care le avea bugetul de stat și munca patriotică? Sigur că da. Și o să vreau să vă mai gândiți la un aspect. De exemplu, vara era un fel de munci patriotice, dar erau totuși plătite. 30 de lei pe săptămână. Nu era mult, nu era nici puțin. Și studenții se întorceau, de exemplu, acasă în vacanță. Erați din satul X. Nu? Vă întorceați acasă. Ori colectivul de acolo avea nevoie de oameni, de muncitori. Și îi convenea să vă angajeze cu 30 de lei pe zi, pe săptămână, nu cu 100 sau 2. Și atunci munceați acolo. Ori profesorii la fel erau angajați. Profesorii aveau 120-150 ca să supravegheze acei copii. Cei care coordonau grupurile de studenți. Nu aveai nevoie să plătești muncitorii la adevărata valoare, la reala valoare a muncii. Nu era nevoie să le dai mâncare. Cum se întâmpla în cazul studenților, când erau aduși toamna, trebuiau să-i cazezi, trebuia să le aduci mâncare. Nu mai puneai, nu știu, o mașină care se ducă, să-i aducă de la locul în care îi cazezi. Pentru că în erau grajd. Localnici, da? Erau localnici. Ori era o economie vizibilă. Se strângeau niște recolte pe bani foarte puțin. Iar în toamnă, de exemplu, de multe ori am găsit și articole în care ziceau că s-au suplimentat trenurile. Suplimentau trenurile ca să facă naveta cei muncitori. De exemplu, îi cazau într-o parte și ei munceau. Dar de multe ori, de exemplu, dacă vorbiți cu localnicii, cu țărane, cei care lucrau în agricultură, vor spune că, domnule, veneau aici, nu munceau, nu știau despre ce-i vorba, mai mult stricau. De, nu era chiar așa. Deși existau și situații de acest gen, am întâlnit și în carte mărturia unui tânăr student sau elev la vremea respectivă, care povestea despre activitatea din fabrică, unde oricum n-avea
niciun fel de noțiune și nu reușea să facă mare lucru, doar pierdeau vremea. Pierdeau vremea, jucau fotbal, chiar mă întreba mai trecut în carte, zic da, dar nu-ți vei găsi numele. Jucau fotbal pentru că nu le dădeau voie să facă ceva concret, pentru că nu erau calificați și nici nu aveau 18 ani ca să răspundă pentru faptele lor. Gândiți-vă ce ar însemna să lași un copil de 16 ani să stoarnă fontă în condiții în care oricum 80% erau rebuturi în acea fabrică. Atunci când ați menționat izvoarele pe care le-ați folosit, primul pe care l-ați citat, au fost, de fapt, legile de la acel moment, ale acelor vremuri, legislația în general. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Bine, înainte de a se impune acea legislație, munca oricum a fost impusă, acea muncă patriotică. Legislația a fost doar pentru a se justifica într-un fel sau altul că avem nevoie de așa ceva. Și acea legislație era foarte mult ancorată în ideologie. Deci nu era o legislație, cum ar trebui să facă, de exemplu, în zilele de azi, în care spui, avem nevoie de această lege pentru că... Și pui niște argumente. Nu prea am găsit acolo acele argumente, era mai degrabă o justificare a acelei munci care era deja prestată de studenți, doar că erau niște categorii de munci, niște categorii de studenți, niște drepturi, niște obligații. Mai degrabă obligații, pentru că se scria la un moment dat într-una din legi, toți studenții trebuie să facă acea muncă patriotică. Și în acea legislație era o confuzie foarte mare. Nu știa dacă era muncă voluntară, muncă patriotică sau altfel de muncă. Muncă prestată în folosul comunității locale sau în folosul obștei. Ăsta a fost primul termen tradus direct din rusă. În folosul obștei a mers vreo 20 de ani. Iar în folclor a rămas ca muncă obligatorie, muncă volui musai și alte astfel de bancuri. Folclorul oricum e foarte mare. Așadar, era reglementată pentru că trebuia să existe și o justificare, însă aveau o mare libertate organele partidului să interpreteze această legislație. În ce privește publicațiile pe care le-ați folosit și de unde ați cules aceste articole extrem de interesante și care au încă parfumul epocii cu siguranță. Deci cei care vor citi cartea se vor convinge de acest lucru atunci când vor da de fragmentele din presa vremii. Ce publicații ați avut la dispoziție? Am mers la bibliotecă unde se mai găsesc arhivele acelor publicații. România Liberă, un cotidian zilnic, Scânteia Tineretului, ce am mai avut, Munca de Partid, da? Și Viața Studențească, pe alocuri ați menționat-o? Deci au fost cele cinci. Și chiar am sesizat diferențe de perspectivă sau de ton, măcar între, de pildă, Scânteia Tineretului și Viața Studențească, cea din urmă permițându-și un ton mult mai... Mai romantic, mai frumos, în care mai jucăuși, tot timpul mai, era scris cât de frumos ne-am distrat acolo. Seara am avut și un casetofon sau magnetofon, am ascultat muzică, profesorul ne-a spus niște bancuri sau o poveste foarte interesantă. Deci toate se terminau cam în aceeași chei. De fapt, începeau cu ziua de muncă. Cât de frumos era să vii, să vezi cum se culege via, e soare, e frumos, suntem tineri, toți dansăm, toți ne simțim bine, toți știm că facem un bine pentru țară, pentru patrie. Deși suntem studenți, se mai folosea și acest termen. În aula patriei sau în sălile de curs ale Dobrogei, se referau la culesul strugurilor, de exemplu. Deci termenii totuși îi păstrau un pic, ca și cum studenții și-au rupt din valorosul lor timp de a studia și au venit să ajute patria. Ori acel timp nu s-a mai recuperat niciodată. De exemplu, studenții se întorceau, programa pleca. Am vrut foarte mult, am ținut să merg și în Universitatea din București, mi-a aprobat să merg în Arhiva Dânșilor să văd cum se luau acele decizii. Adică în Senat, cum se... Din folclor, mulți mi-au zis că domnule, cei de la drept plecau la muncă la struguri, cules de struguri. Era mai simplu, aveau ce mânca, mâncai struguri, era altceva. Când la sfeclă nu prea puteai să stai cu sfecla în gură. Și am vrut să văd dacă acel mit se adeverește sau nu. Am primit toate aprobările, dar am avut câteva refuzuri, n-am mai putut să ajung într-un final, că nu se știa unde era arhiva. Fie că era undeva aruncat într-un subsol, fie că era nu știu unde, și atunci am renunțat și am intervievat acele persoane cheie. Ori dânșii ziceau că nu era chiar așa. Uneori se mai punea accent și pe asta, cine e student acolo sau cine e liderul de studenților sau de sindicat sau ce mai era la profesori, ca să ne trimite unde și cum. Dar de obicei erau repartizate din timpul acele locuri. Pentru că a stat de vorbă cu foarte multe persoane și de vârste diferite, din generații diferite,
dar și cu mulți care erau studenți la vremea aceea sau care făceau parte din această categorie de vârstă. Și părerile chiar și aici sunt împărțite. Înțeleg că unii sunt de părere că așa ceva n-ar fi trebuit să întâmple niciodată și își amintesc cu boroare de acele săptămâni pe care și le petreceau în practică agricolă. Alții, dimpotrivă, își amintesc cu multă nostalgie de ceea ce s-a întâmplat. Ați întâlnit și asemenea situații? Clar, sigur că da. Ați întâlnit însă și persoane care să judece chiar la rece și cu negru și cu alb situația? Sigur că da, au trecut 25 de ani, 20 de ani, deci se poate judeca la rece. Ideea e că aș putea pune două sau trei categorii mari de răspunsuri. În primul rând, sunt oamenii care au avut de câștigat după căderea comunismului și aceia vor vedea într-o altă culoare, într-o altă nuanță experiența lor. Sunt oamenii care au avut de pierdut după ce a picat comunismul și în mod sigur se vor raporta cu totul altfel. Și mai sunt cei care nu se raportează nicicum. Nu le-a păsat sau au fost prea puțin sau au uitat de acea experiență, a fost ceva normal, nu le mai pasă. Ori la astfel de construcții aici, de exemplu, construiesc câteva case, îmi spunea și un fost decan de la facultatea noastră că a fost acolo la muncă, i-au trebuit să pună niște chiuvete, niște gresii, faianțe, să mature, dar i-a ajutat acea muncă. Au văzut și ei că pot face ceva. Raportările sunt diferite în funcție de trăiri și în funcție de ultimii 20 de ani. Pentru că nu puteți să... De exemplu, dacă aș lua jurnalul cuiva, am un experiment de genul ăsta în carte, și aș vedea cum a scris atunci despre muncă și cum se raportează acum, trebuie să punem acel filtru ce a făcut în ultimii 20 de ani acea persoană, de se raportează la fel sau nu se raportează la fel. Exact. Dintr-o perspectivă și în carte sau fac un pic de teorie despre tot ce a însemnat, ce înseamnă memoria, ce înseamnă uitarea, e bine, e rău și cum funcționează, pentru că acele locuri memoriale, acele locuri sociale, mai degrabă zis, funcționează, sunt niște repere, la fel cum erau făcute parcurile. Sau gândiți-vă că în prima perioadă a comunismului, când a venit comunismul, a zis, nu mai avem acele sărbători care erau legate de Casa Regală, nu? Am schimbat calendarul. Nu l-am schimbat de tot, dar l-am schimbat. Așa s-a întâmplat și după 89. N-am mai avut acele sărbători, 1 mai sau 23 august, ce se mai sărbătorea. Am schimbat calendarul, dar în memoria oamenilor, acele repere au rămas. Când aud 1 mai, se gândesc la muncă patriotică, se gândesc la acele manifestații pe stadioane, cu pancarde. Era bine, era cald, nu știu, dar erau tineri, erau frumoși, era bine. Acum, în schimb, sunt bătrân, le frig, pensia nu le ajunge. Depinde foarte mult de unde te poziționezi și cum vrei să vezi acea problemă. E extrem de interesant. Adevărat e că a funcționat, adică munca patriotică e în experiența aproape a fiecărui român. Așadar, cartea nu e numai despre ceea ce a fost, ci mai ales despre cum privim astăzi ceea ce s-a întâmplat atunci. Astăzi avem vreun astfel de proiect măreț? Avem vreun proiect de care societatea, oamenii să zică, da, sunt legat de acel proiect. Vreau să construiesc acea țară. Am avut până nu demult când ne integrăm în NATO și nu e. Ne-am integrat și mai departe. Ori atunci era, vrem să construim România, să-i împletea, de exemplu, după 75, istoria cu ideologia. În 1980 s-a sărbătorit 2050 de ani de la Burebista, când a câștigat independența și așa mai departe. Acum nu mai avem astfel de repere, nici în calendar, nici memorialistice, nici geografice. Și spuneți că oamenii în general au nevoie de astfel de obiective majore, da, în care să se implice, din care să se simtă parte și cu atât mai mult oamenii aceștia care au fost modelați cumva de regimul comunist, care i-a antrenat în felul ăsta, da, nu? În momentul în care erau chemați să planteze copaci, ei veneau. Ar veni și astăzi, dar pentru cine să vină? Exact așa îmi spune, am mărturia, am citit-o chiar astăzi, răspunând cartea, pentru cine să vină? Și întrebarea era clară către ce? Clasa politică de astăzi? Deci, aici băteau. Unde? Cine ar trebui să ne dea încrederea? Aș citat în carte, sunt câteva fragmente din discursuri de ale fostului lider comunist, Nicolae Ceaușescu, și cred că am remarcat undeva observație de-a dumneavoastră că nu reușea să fie el foarte convingător, mult mai bine aș făcea treaba presa vremii decât Ceaușescu în discursurile sale. Am remarcat corect? Da, am mai văzut de curând o mărturie. Ziceau că, de exemplu, fiul lui Ceaușescu a venit pe un șantier în astfel de brigăzi și era cam plictisit, cam supărat, cam sictirit. Propaganda își făcea mult mai bine treaba decât un om care mergea acolo doar în vizită. Una era să ai în acel colectiv un om care te insufla,
care îți dădea, da, trebuie să muncim, trebuie să facem, uitați-vă, astăzi am făcut școala pentru copii, veneau, le făceau, nu știu, să zicem, o serbare în cinstea lor, era altceva. De fapt, și asta se întâmplă la multinaționale. Dacă ați lucra la o multinațională și ați lucra mult, 24 de ore din 24, ați primi un salariu foarte mic, iar la sfârșitul anului o cheamă pe mama, îl cheamă pe tata și vă pune poza pe un ecran mare cât magazinul Unirea, să zicem, sau orice mall, v-ați simți atât de mândru că ați lucrat și la anul pe gratis, doar că ați fost acolo. E, cam asta era mecanismul și atunci. Doar că acum deci sunt instrumente care sunt niște instrumente pe care le știm de acum 2-3 mii de ani. Și care se folosesc în continuare și care se rafinează de la o generație la alta și de la un regim la acum le punem pe Facebook, nu toate năzdrăvăniile. Extrem de interesant. Din interviurile pe care le-ați făcut cu oamenii, v-a surprins ceva în mod deosebit? Ați avut așteptări în momentul în care ați avut și propria perspectivă, presupun, cred că e foarte greu să vă detașați, chiar dacă, evident, ați făcut până la urmă lucrul acesta, căci ați scris cartea din perspectiva antropologului, a istoricului, dar ați și trăit o parte din vremurile acelea. Ați avut unele așteptări? De exemplu, din interviuri, pentru că am folosit o metodă de cercetare destul de nouă pentru România, mi-am dat seama că eu trebuie să mai studiez ceva. De exemplu, în interviuri de multe ori apăreau termeni ca conștiința, identitatea, patrioți, neam. Și atunci am zis, într-adevăr, acea muncă a creat o conștiință. Și am mers de am văzut cum se definea conștiința în dicționarul din acea vreme. Că avea un dicționar al Partidului Comunist sau în viața studențească era la sfârșit un glosar în care scrie astăzi de la A la B definim niște termeni. Și am mers să văd cum să erau acolo definiți, după care îi comparam ce era în legislație. Și apoi iarăși mai intervievam și începeam cu acei termeni. Ce înseamnă conștiință pentru dumneavoastră azi? Dar atunci? Dar mai târziu cum s-a schimbat? Ați fost impresionat de acea muncă? Ați fost cumva influențată de acea muncă? Sau influențat? Dar conștiința a apărut foarte des și atunci a trebuit să verific acea variabilă foarte riguros să văd ce înseamnă. Tocmai de asta i-am și zis radiografie unui ideal falsificat. Pentru că a fost un ideal până la urmă. Oamenii vroiau să facă ceva pentru țară, pentru patrie. Cu lopata, cum puteau dânsii? Mi-ați spus că modelul a fost preluat de la sovietici. Ce particularități a avut aici în România? Sau a fost aplicat exact ca doar în spațiul sovietic? Până în 65 a fost aplicat ca în spațiul sovietic. După s-a împletit cu tot ce a însemnat acea nebunie a lui Ceaușescu cu naționalismul. Exact cum vă ziceam, Burebista, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și termenul cu Ceaușescu. Deci aici s-a împletit atât de mult cu munca patriotică, pentru că inițial mai citeam din bibliografia rusească, cu munca patriotică dădeam căutare. Și acea muncă patriotică se referea doar la begăzele patriotice, care au existat și la noi, știți, trebuiau cam 2 luni pe an să mergi să faci un fel de instruire în armată, să tragi cu pușca, să alergi, să alergi de nebun cu masca antigaz pe teren sau alte minunății de genul ăsta. După a fost atât de mare nebunia și justificată de acele dificultăți economice, ideologice, chiar și de acea confuzie legislativă și până la urmă de dorința de a se impune, nu știu, de la decan, rector, până la cel din armată și de a se supune. Până la urmă și ei erau la fel de supuși ca și, că mulți îmi zic, da, ne-a plăcut acolo cum am, sau nu ne-a plăcut acea muncă, dar ne-a plăcut atitudinea profesorului, pentru că a lucrat cu noi. Și dânsul săracul era umilit. Dar a lucrat cu noi, a fost om de treabă, nu ne-a părât sau nu ne-a dat, nu știu, sarcini extra. Întotdeauna când un istoric lucrează la o asemenea lucrare sau un antropolog își propune un astfel de subiect, descoperă pe măsură ce lucrează că ar mai fi încă alte zeci, sute mii de pagini pe care ar vrea să le studieze sau despre care ar vrea să scrie pentru că le-a parcurs deja și n-are loc în lucrare. Sunt sigur că sunt multe lucruri care n-au încăput aici, fie din lipsă de spațiu, fie din lipsă de timp. Ne puteți spune cam ce înseamnă asta, cam care e muntele din spatele acestei lucrări? Cred că am acasă un hard cu de un tera, doar cu fotografii din acea presă. Dar dacă ar fi să continui munca,
aș publica în primul rând acele articole. Pentru că, în mod sigur, orice alt cercetător n-ar mai fi nevoit să meargă în arhivă, să stea ani în șir să fotografeze acele articole. Le-aș pune acolo pe gratis, fie pentru toată lumea. Ar fi un instrument extrem de util pentru oricine își propune să studieze epoca, fie din perspectiva asta muncii patriotice, fie a discursului identitar sau a discursului liderului suprem, că am fotografiat foarte multe astfel de discursuri. Interviuri, evident, aș vrea să mai fac cu foarte multe persoane și din mai multe zone. Și, de exemplu, să merg la țară, să fac cu cei care chiar erau acolo muncitori, țărani, agricultori. Cum vedeau ei? Aici ar fi o altă carte de scris. S-ar putea face și un film foarte interesant, pornind de la astfel de mărturii, pentru că mărturile au fost atât de zemoase și unele povești atât de interesante, cum vă ziceam, cu unii poate chiar s-au căsătorit acolo, s-au iubit, și-au schimbat viața. După s-au dus studenți la, nu știu, la filologie și le-a plăcut geografia. Na, și al doilea an o dat la geografie. Așa că suntem cu mulțimea de povești care ar merita să fie aflate în arhive, de la fel, sunt foarte multe arhive. În arhivă din România, bine că s-a desecretizat și se poate lucra, dar e foarte greu. Adică dacă mergi lungi și depui o fișă, vrei 10 dosare, îți vin peste o săptămână. E destul de greu. Și tot așa, făceam fișe de pe o săptămână pe alta. Sunt foarte multe de citit, foarte multe de reinterpretat, dar eu zic că e un punct de plecare foarte bun pentru cei care vor să facă astfel de lucrări, pentru că am dezvoltat și acel capitol metodologic. E un pic mai greu, dar e ceva nou și interesant pentru a vedea, domnule, eu cum aș fi făcut această cercetare? Aș fi mers să fac interviuri sau nu făceam interviuri? Sau mă luam doar după ce scrie în presă? Pentru că am analizat, am comparat ce scria presa, ce zic oamenii acum și, de fapt, ce ziceau atunci. Prin acele resurse. Sunt câteva vehicule ale memoriei, cum le spunem, de exemplu, niște jurnale. Și mă uitam ce ziceau în acele jurnale oamenii sau în acele scrisori. Cum se raportau atunci, cum se raportează acum. Pentru că ați menționat la un moment dat pe parcursul discuției faptul că metoda pe care ați folosit-o e oarecum nouă sau încă nouă pentru istoriografia noastră. Ne puteți spune mai multe despre... Nu doar a noastră, ci și în întreaga Europa. Vreau să vă gândiți că până în secolul trecut, tot ce însemna istorie, ce însemna studiu, era istoria domnitorilor, a domnelor de la oraș sau a domnelor din castele. Ori, cu acum 100 de ani, sau mai bine, a început să se studieze și ce face mulțimea, cei nevăzuți, acele statistici. Deci care până atunci se vedeau doar în avion ca niște statistici, aveam 5.000 de țărani, avem 10.000 de muncitori sau altceva. Antropologii, sociologii au încercat să meargă în profunzime și să studieze tot ce înseamnă tradiție. Cu asta s-a început. Ce înseamnă tradiție? De exemplu, căsătoria, înmormântarea la români sau la nemți sau la francezi. Gastronomia, relații de rudenii care sunt. Erau un fel de antropologie în care intrai și vedeai ce fac acei oameni. Până atunci nu prea s-a studiat. Eu ce am făcut, am încercat să combin acele metode de cercetare, tot ce înseamnă viața de zi cu zi, interviuri, pe aceste interviuri chiar aplicate, v-am zis de multe ori, m-am și întors la subiect să mai aprofundez ceva, interviuri de zi cu zi și analiza discursului din cealaltă perioadă. Ca după iarăși să revin de la discurs la intervievat și invers. Pentru că crește. Știți cum e? Cercetarea s-a construit cărămidă cu cărămidă. Dacă am venit cu o ipoteză, ziceam, munca a fost impusă obligatorie, era forțată, era o formă de asuprire. După ce am mai făcut niște interviuri, am mai citit niște cărți, niște articole din acea perioadă, mi-am dat seama că, de fapt, nu era doar o asuprire, ci era și o formă de creare a identității. Am mai pus o cărămidă la construct. Am pornit cu altă ipoteză. După ce am mai studiat, iarăși am venit ideea cu conștiința, cu acele locuri memoriale, cu acele locuri care puteau fi fixate în memoria populației. Și astfel, memoria și studiul, de fapt, se clădește în timp. Adică eu nu vin deodată cu o ipoteză, cu o întrebare de cercetare și gata, asta e, zic, nu, asta studiez, nu mă abat stânga-dreapta, poate să ningă, poate să tună. Cam asta ar fi noutatea, că se merge totuși contextual, trebuie să contextualizezi istoric, legislativ cum era, economic, oamenii, ce atitudine aveau atunci, ce trăire aveau. Poate unora le părea bine. Depinde foarte mult de context, deci contextul e cuvântul cheie. Și pentru că am vorbit de perspectivă de cum privim unii și cum privesc ceilalți aceleași evenimente pe care le-am trăit, e foarte interesant
Nu știu dacă v-ați gândit la acest aspect, cum ar privi cineva din afară, cineva care n-a trăit într-un regim totalitar, o astfel de carte, o astfel de lucrare, cât poate înțelege din ea? Pentru cineva care știe că voluntariatul e voluntariat și care nu poate concepe că munca voluntară poate fi confundată cu munca forțată. Îmi propun să o traduc și atunci să văd cum o vor privi cei din afară. În timpul doctoratului am stat un an de zile la Berlin, unde am studiat acest fenomen și am vorbit cu oamenii, le-am povestit despre ce este vorba. Ori prima care mi-a zis era doamna la care stăteam în gazdă. Păi eu fac voluntariat în fiecare săptămână. Zic, da, și ce vă mână să faceți voluntariat? Păi cum, dacă fac voluntariat, la sfârșitul anului îmi trimit un calendar. Eu ce calendar frumos mi-o trimis, era de Crăciun. Foarte frumos. Dacă fac voluntariat, mi se dă o adeverință și merg la telefonia, la o companie de telefonie mobilă și îmi dă un telefon mai ieftin. Deci aici cadrul legal a fost cumva corelat cu ceea ce înseamnă muncă voluntară. Dacă la noi era corelat cu ce înseamnă patriotism și trebuie să faci doar din patriotism, acolo li se dă niște avantaje economice vizibile. Făcea meditații de limba engleză cu copiii sau era asistentă medicală în timpul liber, lucra ca asistent medical și atunci mai făcea niște ore suplimentare. Și îi se dădeau niște avantaje, reducere la sala de fitness pentru că făcea astfel de muni. La noi s-a gândit cineva să facă o astfel de reducere și atunci noi plângem de ce doar 2% din populație vor să se implice, nu că se implică voluntar. Nu știu dacă ați văzut, dar eu, de exemplu, în timpul facultății am făcut mult voluntariat. Și mulți colegi îmi ziceau, de ce faci voluntariat? Și nu vreau să continui. Adică, o faci pe gratis? Fii serios. Ori trebuie să mergem cumva și la nivelul legislativ și a promovării ideii că a face voluntariat, de fapt, e o pregătire pe gratis. Adică, eu merg, fac voluntariat la o revistă, la o televiziune sau în ce domeniu vreau eu să mă pregătesc, pe gratis. Deci, omul respectiv mă învață ceva și eu îi dau ceva în schimb. Stau acolo, timpul meu, cunoștințele mele, până învăț. Încet, încet se schimbă, poate, și perspectiva asta, dar e nevoie, cred, de câteva generații. Încet, încet și companiile încep să țină cont de voluntariat. Deja ați văzut că legislativ s-a adoptat. Voluntariatul e privit ca o experiență în muncă. Ați stat de vorbă și cu tineri care n-au trăit deloc vremurile acelea? I-ați întrebat și pe ei ce știu despre munca, nu neapărat pentru a insera în carte? Da, sigur că da. De obicei, și mulți o să vedea, exemplu, mulți cercetători sau mulți analiști, merg cu taximetriști, de exemplu, și întreabă, sau un tren când ești cu cineva astăzi, tot am venit. Întreb, știi ceva de munca patriotică, dacă te văd? Nu știu nimic, era ceva cu patria, nu știu că era de 1 mai, se defila. Deci cam asta e aici. Imaginea pe care o imaginea că era de 1 mai, trebuia să mergi cu o pancartă sau cu un steag și să țipi în piață. În ultimele minute ale emisiunii, pentru că s-a scurs foarte repede timpul, care ar fi concluzia acestei lucrări? Sigur că o să-i lăsăm, că tot am vorbit de perspectivă, o să-i lăsăm și pe cei care vor citi cartea să aibă fiecare propria concluzie asupra acelor vremuri și asupra subiectului în sine. Ideea e că, din punctul meu de vedere, trebuie să avem astfel de studii. Din ultimii ani am văzut că aceste studii apar din ce în ce mai des și este normal, pentru că nu au putut apărea imediat după căderea comunismului sau în timpul comunismului. Aceste lucruri ar trebui totuși să fie așezate, să mai fie gândite, să mai fie studiate. Dar neapărat trebuie să avem cât mai mulți istorici sociologi pe care se intereseze viața de zi cu zi în comunism. Și o să vă zic de ce. În 20, în 50, într-o 100 de ani nu o să mai avem astfel de personaje pe care să le intervievăm. Și atunci o să ne rămână doar ceea ce înseamnă text scris. Deci dacă eu am făcut 50 de interviuri și le public mâine pe YouTube, ele rămân ca atare. Nu mai pot spune întrebare în plus sau în minus. Dacă cineva a scris în presa vremii un articol, așa rămâne. Îl credem pe cuvânt că au fost 50 de oameni în satul X și nu 100. Acum mai putem verifica. Extrem de interesat în apelul și provocarea pe care le faceți și celorlalți istorici de a profita din plin de martorii oculari care încă mai sunt printre noi și pot să depună mărturie despre ceea ce au trăit. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cartea unde se găsește în momentul cartea de față? Este deja disponibilă în librării? Se găsește online? Este în librării, se găsește online la editura Școala Ardeleană. Se comandă foarte ușor, simplu. Eu sper că într-un an sau doi să o pot pune pe internet gratis, pentru că asta înseamnă a dărui. Cei care însă vor să o citească acum o pot face cumpărând-o din librării sau comandând online. Câteva fragmente găsesc și pe internet, deci am publicat. Radiografia unui ideal falsificat. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. O seară frumoasă. Toate cele bune vă doresc și la fel și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, toate cele bune.